O parte din farmecul nostru al oamenilor este dat de faptul că suntem diferiți. Ei bine, totuși sunt lucruri care ne fac să ne asemănăm foarte mult, iar dacă este să vorbim despre a călători, atunci cred că majoritatea dintre noi trăiesc un asemenea vis de a călători cât mai mult. Există două variante dacă îți dorești să vezi lumea. Să fii foarte bogat, să ai foarte mulți bani sau să fii agent de turism. Ei bine, dacă o asemenea meserie de agent de turism îți oferă posibilitatea de a vedea lumea, aflăm în minutele următoare de la doamna Lenche Cătană. Cu siguranță da. Este una dintre meseriile care ne ajută foarte mult și nu numai că trebuie să fii pasionat, dar meseria te ajută să fii pasionat de călătorii. Cum anume ajungi să vezi lumea având o asemenea meserie? Păi, în primul rând, ca să poți să-ți faci meseria de agent de turism, trebuie să ai cunoștințe în turism. Și necălătorind, nu ai cum să acumulezi cunoștințele acestea. Și pentru a putea să ne convingem la rândul nostru turiștii să meargă în diferite destinații, trebuie să călătorim noi în primul rând. E nevoie de bani? Înseamnă asta? Da, este nevoie de o investiție inițială pentru a putea să plecăm în călătoriile acestea. Într-adevăr, sunt la preț redus excursiile organizate de către partenerii noștri care ne ajută să ne perfecționăm în diferite destinații, dar ne ajută, ne ajută foarte mult. Deci merită aceste investiții inițiale. Îmi imaginez ceva de genul atunci când ai rezultate în munca ta, cel căruia îi vinzi produsul, adică să zic hotelurile, îți oferă posibilitatea, te ajută practic și îți oferă un cadou, să zicem? Păi fiecare hotel, adică fiecare reprezentant al hotelului tinde să atragă agenții de turism care le calcă pragul să le vândă hotelul lor și nu al vecinului, de exemplu. Și, în general, dau și tot felul de cadouri, mici atenții, care, într-un fel, ne bucură și ne aduc aminte că le expunem în agenție și ne aduc aminte de ei. Și prin acest fapt putem, într-adevăr, să ne amintim diferite lucruri mărunte pe care ni le-au prezentat, dar care ne-au atras atenția în momentul respectiv când am fost înseamnă la ei. Înseamnă că până la urmă toată lumea are de câștigat. Da, evident. Noi avem de câștigat prezentându-ne și mergând personal în destinațiile respective și mai câștigăm încrederea turiștilor, pentru că din momentul în care le-am zis că noi am fost acolo și putem să le prezentăm și dovezi că am fost și am vizitat și știm exact în ce condiții trimitem în excursie, deja altfel se vinde produsul respectiv. Acum întrebarea care se pune este cât de sinceri sunteți în momentul în care discutați cu clienții? Noi putem să prezentăm turiștilor ceea ce vedem acolo. S-ar putea ca hotelierii să ne prezinte doar fața frumoasă a hotelului. Deci partea aceasta nu putem să o garantăm turiștilor, că noi am văzut doar ceea ce o să primească acolo. Deci s-ar putea să aibă și surprize neplăcute. Deci partea aceasta noi nu putem să o garantăm. Noi le povestim doar ceea ce am văzut. Nu mințim, dacă cumva vă referiți la asta. Deci nu încercăm să înșelăm turiștii. Povestim doar ceea ce am văzut. Cred că minciunile acestea, în ghilimele, în turism, au picioare scurte. Adică un client care n-a fost mulțumit la un moment dat, cu siguranță nu se va mai întoarce în agenția respectivă. Cam asta este adevărul, da. Noi încercăm să rezistăm cât mai mult pe piață, nu doar un sezon. Deci, încrederea o câștigăm în timp și este și o regulă. Odată ce am înșelat un turist, s-ar putea ca turistul respectiv să ne facă o reclamă proastă mai departe. Și noi nu vrem asta. Deci noi încercăm să satisfacem orice dorință a turistului în măsura în care putem, dar nu încercăm să îi înșelăm încrederea. Dacă este să ne referim la regineni, cât de încrezători sunt ei în agențiile de turism? Reghinenii sunt
încrezători. La început au fost puțin mai reticenți, dar după ce s-au convins odată că a fost ok, unde i-am trimis, a fost exact cum le-am explicat la început, au revenit și au adus prietenii, deci sunt oameni deschiși, sunt ok, au încredere în noi, zic. Probabil că au existat totuși probleme la un moment dat. Am avut probleme în sensul că am avut niște parteneri în care am avut încredere și care ne-au înșelat așteptările. Dar acum deja, având atâta experiență, am reușit să ne triem partenerii și să îi alegem doar pe cei cu care am lucrat de ani de zile și cu care nu am avut probleme. Și am reușit să scăpăm de cei care ne ofereau niște avantaje foarte mari și prețuri foarte bune și care ne-au înșelat încrederea. Deci nu de fiecare dată ce este ieftin este și cel mai bun. Am înțeles. Ar fi interesant să le spuneți destinații deosebite în care ați fost de când sunteți agent de turism. Am fost într-un circuit sejur în Turcia. Este și în momentul de față există programul respectiv, dar anul trecut era ceva inedit, în sensul că se mergea și se vizita o parte din Turcia cu autocarul, era un circuit, după care se organiza un sejur pe partea cu Cușa de Sâ. Într-o stațiune aleasă de către turiști, Marmaris, Bodrum sau stațiunea Cușa de Sâ. Se vizita, în primul rând, Istanbulul, un oraș splendid. Majoritatea privesc Istanbulul cu puțină reticență, este una dintre cele mai mari orașe din lume, dar are farme cu ei, tocmai pentru că este așa un oraș uriaș. Și în primele secunde este de speriat, dar până la urmă a meritat. Și eu m-aș întoarce în Istanbul oricând pentru vizită. E în croaziere ați fost? Cum e? Croazierele sunt mai speciale și multă lume se teme că nu va fi la înălțimea, nu se poate, nu ajunge la înălțimea așteptărilor. Adică este o destinație de lux, trebuie să aibă o anumită atitudine, o anumită ținută ca să se integreze în peisaj. Dar dacă trece de partea aceasta, croazierele sunt chiar frumoase. Au parte de o cabină și de un butler, un majordom care are grijă doar de ei și care le asigură ziarul zilnic și le aduce micul dejun în cameră, de exemplu, la cerere. Poți să viziteze mai multe țări deodată, pentru că într-o croazieră se merge pe o mare și marea are legătură, face legătura cu mai multe țări și poate să viziteze, de exemplu, dacă se merge pe Mediterană, se vizitează Italia, Franța, Spania, Tunisia, în unele cazuri se merge chiar până în Marrakesh. Deci este un circuit și este un amalgam cultural, practic. O croazieră de genul acesta. Acum, sigur, ați călătorit foarte mult, ați lucrat cu foarte mulți oameni, pentru că aici voiam să ajung, dacă ar fi să faceți o comparație între Reghineni și, să zic eu, Târgu Mureșeni. Cum privesc aceștia vacanțele, în general? Târgu Mureșeni, nu e foarte mare diferență între Târgu Mureșeni sau Reghineni. Reghinenii au trebuit să fie obișnuiți cu ideea de excursie. Ei vor vacanță, dar trebuie convinși că o vacanță nu înseamnă doar statul acasă o săptămână. Este mult mai frumos să meargă undeva într-o destinație, nu neapărat în străinătate, și în România, pe litoralul românesc, sau o săptămână balneo. Altfel e o vacanță undeva sau acasă. Deci a trebuit să li se spună mai întâi. A trebuit să li se spună. Să li se arate, da. Să li se demonstreze. Târgu Mureșenii, în schimb, deja ei au o experiență, ei au umblat ceva mai mult, probabil.
Și când vine vorba de a scoate banii din buzunar, cum sunt reghineni și cum sunt Nu este diferență între cele două orașe. Deci, la fel de cu dare de mână sunt și cei din Târgu Mureș ca și cei din Reghin. Și sunt categorii, sunt care nu au foarte mulți bani și preferă două stele, la fel este și în Târgu Mureș ca și în Reghin, sau sunt care doresc la delux sau doresc circuite. Deci, în privința asta nu sunt diferențe foarte mari. În principiu, ce impresie v-au făcut reghinenii? Sunt dispuși să investească într-un concediu? Da. Cât de puțin, dar vor. Chiar sunt foarte mulți. Anul acesta am avut foarte mulți turiști. Deja, și ce preferă care s-au ei înscris. În țară, în străinătate să meargă? Sunt cam în proporții egale. Sunt care au copii mici. În general, cei care au copii mici preferă să meargă în România ca să nu mai facă acte în plus pentru pitici. Cei care au copii mai mari, ei merg în străinătate, că nu mai au probleme și griji cu actele. E clar, din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, arată foarte bine această meserie. Ce trebuie să facem ca să devenim agenți de turism? Dumneavoastră, ce ați făcut? Păi, în primul rând, trebuie să aveți o facultate terminată, dacă se poate în specializare. Dacă nu, eu, de exemplu, am terminat facultatea de geografie și de istorie și în cadrul facultății de geografie am avut un curs de turism care m-a ajutat. Și după absolvirea facultății a trebuit să fac un curs de specializare de management în activități de turism, ca să pot să devin agent de turism. De ce v-ați dorit asta? Cum v-ați imaginat că va fi? Păi nu e o diferență între cum mi-am imaginat și cum este, de fapt. Am știut că este o meserie frumoasă, dar și stresantă în același timp. Nu este doar o... Majoritatea turiștilor își imaginează că vin în agenție și noi le povestim și le spunem direct destinațiile și există și o parte birocratică. Trebuie să facem contracte, trebuie să ne căutăm parteneri de încredere, trebuie să fim cu actele la zi. Deci este și o parte de contabilitate și o parte de business, de cum să ne alegem partenerii, să fie de încredere, să nu avem probleme mai departe. Și când trageți linia, este o afacere din care se trăiește bine sau e mai degrabă o meserie care te îmbogățește din alt punct de vedere decât cel material? Din turism se poate trăi decent. Nu pot să spun că se trăiește extraordinar de bine. Dar, într-adevăr, ne ajută foarte mult excursiile acestea care ni le oferă partenerii. Și pentru asta merită toți banii. Pentru că aceste călătorii au un efect extraordinar asupra psihicului nostru. Da, ne deconectează, venim înapoi schimbați. Fericiți. Și tocmai de aceea trebuie să le recomandăm reghinenilor să plece în vacanță. Exact. Acesta este cuvântul potrivit. Și trebuie să meargă în vacanță. O săptămână minim pe an își permit și merită fiecare să meargă într-o vacanță cât de mică.